Odată cu scăderea temperaturilor, riscul la incendii crește din cauza nerespectării măsurilor esențiale de prevenire. Statistica incendiilor din ultimii ani la nivelul județului arată că în perioada sezonului rece, majoritatea incendiilor care se manifestă la gospodăriile populației au drept cauze instalațiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau burlanele și coșurile de evacuare a fumului și gazelor construite defectuos, neizolate termic față de materialele de construcție combustibile, necurățate și neverificate la timp. Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente care se pot sfârși tragic prin pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante, vă reamintim principalele măsuri ce trebuie respectate pentru siguranța dumneavoastră și a bunurilor dumneavoastră. Reamintim cetățenilor principalele măsuri pe care trebuie să le respecte în această perioadă. Este obligatorie verificarea mijloacelor și instalațiilor de încălzire și a coșurilor de evacuare a fumului și gazelor cu personal specializat, nu vor fi introduse în sobă lemne cu lungimea mai mare decât focarul, sobele de metal se vor amplasa la o distanță de minim un metru față de pereții din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde ușor și nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă, nu este permis să se aprindă focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, de asemenea este interzis să fie așezate în apropierea sobelor metalice, a rufelor, hainelor sau alte obiecte care se pot aprinde ușor. Focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor. Reprezentanții SUOLT fac câteva recomandări și în situația în care folosiți mijloace de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil gazos. Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale cu combustibil gazos, recomandările sunt următoarele. Montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat. Verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil gazos se va face periodic de către personalul autorizat. Este obligatorie folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare și recomandăm suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute. Conform datelor centralizate de Centrul Operațional Județean, în anul 2019, din totalul incendiilor care au avut loc la nivelul județului Olt, 357 s-au produs la gospodării ale populației.